Eu cred că astăzi am intrat în normalitate. Adică nu mai este o anumită atitudine față de niște oameni politici care ne bucurăm de ei duminică, dar de luni până joi nu mai vrem să știm de ei. Multe lucruri se gândește așa ceva. Ne întâlnim cu dânsii și duminica în adunare, ne închinăm Domnului, mulțumim Domnului pentru ei și atunci când nu ne ajută așa cum credem noi că este bine, începem să cârtim. Normalitatea pe care astăzi eu o văd și sper să o mai vadă și alții, este că împreună avem aceeași țintă care este Domnul Iisus Hristos. Pentru o vreme avem fiecare responsabilități diferite. De aceea rugămintea mea, trecând peste programul care fratele nostru ține foarte mult, după care va transmite un mesaj fratele Burcea, haideți să ne ridicăm să facem o rugăciune pentru parlamentarii țării noastre. Haideți să ne rugăm. Și fratele Aurel Șoltuz, haideți aici. Haideți aici și facem o rugăciune specială pentru parlament și parlamentarii țării noastre, pentru cei ce guvernează țara. Să o facă cu frică de Dumnezeu. Să o facă în spiritul dragostei creștine. Să o facă în așa fel încât țara noastră să fie cu adevărat o țară creștină de la început până când Domnul va veni. Amin. Înainte de a mă ruga, aș dori să vin aici alături de noi și reprezentanții celorlalte biserici, fratele Aurel Doamne, Cojocaru, Tatăl fratele Ceresc, Dănuț Boingeanu, să ne rugăm. ne-am ridicat în prezența Ta ca să ne închinăm. Dorim în numele drag al Domnului Iisus să Te lăudăm pentru că ești singurul Dumnezeu viu și adevărat. Ești singurul vrednic de laudă pentru totul ce ești și pentru totul ce ne-ai dăruit până în seara aceasta. Te lăudăm, Doamne, pentru țara în care ne-ai așezat. Mulțumim pentru pacea de care ne bucurăm. Mulțumim pentru pâinea de toate zilele. Mulțumim că în anul acesta ne-ai binecuvântat în mod deosebit. Te lăudăm, Doamne, că ai binecuvântat ogoarele noastre. Mulțumim că ai binecuvântat grădinile. Mulțumim că ai binecuvântat livezele. Mulțumim, Doamne, că ne-ai păzit și ne-ai ocrotit de inundații și de alte calamități. Te lăudăm pentru mâna Ta bună de Tată pe care am văzut-o, Doamne, la lucru. Suntem recunoscători, ne închinăm și Te lăudăm în numele drag și scump al Domnului Iisus. Îți mulțumim, Tatăl Ceresc, că ne-ai învățat să ne rugăm pentru cei care sunt înălțați în dregătorii. Te lăudăm pentru frații și surorile noastre care au făcut lucrul acesta. Și Te rugăm, Doamne, ajută-ne să-L facem în continuare. În mod special, în seara aceasta, în părtășia pe care o avem, Te rugăm să binecuvintezi toți dregătorii creștini, Doamne. Te rugăm să-i sfințești. Te rugăm să-i curățești. Te rugăm să-i umpli de plinătatea Duhului Tău cel Sfânt. Ajută-i, Doamne, să direcționeze națiunea noastră tot mai mult înspre Tine. Iar cei care încă nu Te cunosc, Doamne, cercetează-i. Binecuvintează președinția, Doamne. Binecuvintează guvernul. Binecuvintează Parlamentul. Fii lăudat, Doamne, că Tu ai fost și rămâi binecuvântarea noastră în numele scump și drag al Domnului Iisus. Amin. Cu smerenie ne plecăm înaintea Ta, Doamne, Tatăl nostru. Și în fața autorității puterii Tale recunoaștem că ești Dumnezeul ce ai toată puterea în cer și pe pământ. Dar îți mulțumim că în dragostea Ta Te porți față de noi, ca un tată plin de milă, care în dragostea Ta înnoiești binecuvântările Tale în fiecare dimineață. Doamne, îți mulțumim pentru roada pământului și îți mulțumim pentru că încă o dată binecuvântarea Ta ne-a adus belșugul. Dar dincolo de roada pământului, Doamne, îți mulțumim pentru pâinea spirituală a cuvântului Tău. Îți mulțumim că avem la îndemână în casele noastre cuvântul Tău. Și îți mulțumim că acest cuvânt este semănat și predicat și pe unde radio. Am vrea să Te rugăm să întărești mărturia cuvântului Tău. Și, Doamne, dacă ai binecuvântat pământul care a dat așa belșug de roadă,
Binecuvintează și inimile tuturor celor ce ascultă cuvântul Tău, ca în orice inimă să fie găsită roada spirituală a Duhului Tău. Suntem înaintea Ta și Îți mulțumim, pentru că ești Cel care înalți și cobori pe fiii oamenilor. În momentele acestea dorim să Te rugăm să lași binecuvântarea Ta peste autoritățile locale. Ai încredințat celor puși în dregătorii responsabilitatea slujirii localităților peste care au primit autoritate. Doamne, mă rog, dăruiește-le și înțelepciune și dăruiește-le și ajutor. Binecuvântă autoritățile județene. Și Te rugăm, Doamne, în orice zonă a țării noastre, fă să fie înălțat numele Tău. Am vrea să Te rugăm să binecuvintezi și autoritățile centrale. Și în mod deosebit Îți mulțumim pentru cei care Te cunosc pe Tine și au ajuns în locul în care Te rugăm să-i faci o mărturie. Doamne, Te rugăm să le dai putere să nu se rușineze de adevăr. Să le dai curaj să proclame adevărul Tău în orice vreme. Dar în mod deosebit Te rugăm să-i aperi și să-i ocrotești de orice putere a celui rău. Și Doamne, pentru că știm că Tu ești Cel ce ne-ai pregătit un viitor și o nădejde. În vremea aceasta de criză Te rugăm, îndură-Te de noi și de țara noastră. Și înmulțește binecuvântarea Ta și pentru ziua de mâine. Și dacă nu vom mai ajunge ziua de mâine, Doamne, ajută-ne să fim cu toți împreună în Împărăția Ta. Toate acestea Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Tată din ceruri, Îți mulțumim frumos că suntem înfrățiți prin jertfa Domnului Iisus. Îți mulțumim că în seara aceasta ne-am adunat în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru fiecare frate și soră prezent aici. Și Îți mulțumim că ne-ai învățat în seara aceasta într-un mod deosebit să facem acest lucru într-un mod unit, Doamne. Te lăudăm și Te slăvim pentru această sărbătoare și Îți mulțumim, Doamne, că am avut ce sărbători. Îți mulțumim că ai fost cu noi aici, Doamne. Și Îți mulțumim frumos și pentru cei care sunt înălțați în dregătorii și au putut să vină aici între noi. Ne rugăm pentru ei, ne rugăm pentru familiile lor, ne rugăm pentru zonele în care ei sunt așezați. Și în mod deosebit ne rugăm pentru zona în care ne-a așezat pe noi. Doamne, adevărul Scripturii să ne sfințească pe fiecare în parte. Să arătăm tuturor celor din jur că suntem niște copii ai Tăi, mulțumiți pentru ceea ce ne dăruiești în fiecare zi. Te slăvim, Tată din ceruri, pentru harul Tău dăruit nouă într-o vreme ca aceasta. Și Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Vă mulțumim.